Bună ziua tuturor și vreau să vă prezint și astăzi câteva lucruri, zic eu, importante din perioada zilelor care au trecut și, bineînțeles, voi începe cu vizita Ministrului Dezvoltării în municipiul Roman, domnul Adrian Veștea. A fost o bucurie, o onoare pentru mine ca primar să pot discuta cu domnul ministru și cu staful dumnealui, cu atât mai mult cu cât și dumneavoastră știți că a fost 3 mandate primar, a fost 2 mandate primar, vicepreședinte de Consiliul Județean și acum ministru. Înțelege foarte bine administrațiile publice locale, înțelege foarte bine mecanismele și de aceea am avut discuții foarte aplicate și concrete pe proiectele de dezvoltare ale municipiului Roman. Am făcut și vizită la 2 obiective importante, așa cum am prezentat pentru viitorul proiect al bazei sportive multidisciplinare de pe fostul stadion Moldova, așa cum știm cu toții și cum a constatat și domnul ministru. În acest moment, zona arată foarte rău, ca să zicem, fostul stadion și cu acei munți rămași în jur prejurul locului de joacă, creează o imagine sinistră. De aceea cred eu că ceea ce am propus vine să completeze și să continue zona de agrement cu o bază sportivă diversă și foarte bine structurată. Am primit asigurările că solicitarea noastră va fi inclusă în lista sinteză pentru viitorul exercițiu al Companiei Naționale de Investiții și în acest fel să dăm startul acestui frumos proiect pe care îl avem în atenție. Am vizitat și investiția din cadrul infrastructurii de apă a municipiului Roman și vorbim aici de reabilitarea rezervorului de 5.000 de metri cubi de la gară și am văzut cu toții stadiul lucrărilor. Este un ritm bun în acest șantier și sperăm noi ca vremea bună să ne permită să permită constructorului să finalizeze tot ceea ce înseamnă zona exterioară, acum lucrând la partea de acoperiș a acestui bazin, care are nevoie atât de izolație, cât și termică, cât și de hidroizolație, după care se va intra în zona interioară a bazinului, unde va fi refăcut complet și va avea o membrană specială pentru menținerea impermeabilității apei care va fi stocată, totodată continuându-se și cu o zonă nouă de avanelor, o cameră importantă cu principala infrastructură tehnologică, să zic așa, acestui bazin. Bineînțeles, urmând a se prelua totul în stația de pompare de acolo. Am dezbătut stadiul fiecărui proiect din municipiul Roman, care este finanțat de către Ministerul Dezvoltării. Că vorbim aici de Creșa, de 110 locuri, care deja, așa cum am și prezentat, este în derulare. Acest obiectiv se lucrează la partea de infrastructură de fundație, terasamentul în acest moment, crearea unei perne de balastru suport și activitatea este în desfășurare. La fel, baza sportivă tip 1, care are semnat contractul și ordinul de începere. Noi am pregătit suprafața de teren pentru a se putea interveni. Mai sunt lucruri de finalizat între constructor și Compania Națională de Investiții privind investiții anterioare ale acestui constructor și când se clarifică, se achită toate plățile restante vor putea să înceapă și acest obiectiv. Ne dorim să fie cât mai repede început.
Mai avem în derulare un proiect la Spitalul Municipal de Urgență Roman cu Compania Națională de Investiții, beneficiarul fiind Spitalul de Urgență din Roman, stația de sterilizare a spitalului, care a fost modernizat, schimbat, refăcute circuitele și totodată dotările din acea zona a spitalului, o secție importantă din spital, iar proiectul este pe final, în acest an se va finaliza, este la un grad de execuție de 98%, e un proiect început de foarte mult timp, de undeva în anul 2019-2020, când și eu făceam parte din echipa managerială a acestei unități romașcane. La fel s-a discutat și despre un alt proiect finanțat de prin Planul Național de Investiții, Artera Roman Est, unde, așa cum știți, au fost o parte din demersuri, se reiau demersurile în urma procedurii și suntem în etapele de pregătire, nu știu în ce fel, dacă vom mai reuși în acest an să putem da și ordinul de începere. Așadar, cu o analiză individuală a fiecărui obiectiv, cu stabilirea unor priorități și asumări din partea fiecărei părți, adică atât a administrației publice locale, cât și a domnului ministru ca reprezentant al ministerului, cred eu că putem să realizăm aceste obiective importante pentru municipiul Roman, cât și crearea unor noi șantiere și obiective în municipiul nostru. În această perioadă sunt și alte lucrări, alte proiecte pe care le urmărim și suntem constant conectați la ritmul lor de implementare. Mă bucur acum să văd că un proiect care, să zicem, mergea așa mai șchiopă, acum este într-un ritm chiar foarte bun. E vorba de infrastructura de străzi din cartierul Nicolae Bălcescu, proiect finanțat prin Planul Operațional Regional. Se lucrează acum într-un ritm susținut. Am fost mereu acolo în zonă pentru a vedea de fiecare dată ceea ce se întâmplă. Mă bucur că deja au fost aplicat stratul de binder pe strada Salciei, pe strada Sărata, pe parțial în strada Zebrei. Iar astăzi, dacă lucrurile merg conform planului, pe toată suprafața străzilor din acea zonă va fi realizat terasamentul cu binder, astfel că mai este o zonă din Zebre și un capăt din Salcii și sperăm să se finalizeze, totodată începând și montarea bordurilor mici pentru trotuarele adiacente acestor străzi. Urmează să avem undeva în cursul săptămânii viitoare, sperăm în maxim o săptămână să putem face, să trecem de etapa de verificare, pentru că este o fază care se verifică cu experții acea zonă de binder, structură din cadrul terasamentului și astfel după acea etapă se poate trece și la următorul strat de stratul de uzură. În perioada ce a trecut am lucrat la un obiectiv aprobat în Consiliul Local. E vorba de un teren de sport din zona cartierului favorit, în zona Panaite Donici. Ne bucurăm că am reușit să ne apropiem de final și iată, astăzi voi merge în acea zonă, la acel teren de sport, la ora 18, pentru a proba, să zicem, suprafața de joc cu cei din zonă, pentru a vedea exact cum a ieșit această investiție, în această zi fiind finalizate lucrările la obiectivul acesta, la extinderea locului de joacă prin acest teren de sport. Iată încă o zonă care, dintr-o suprafață pe care stăteau mai mult deșeuri, într-o suprafață mai mult în penumbră sau în întuneric, acum va fi o suprafață, o zonă luminată, modernă, de care pot beneficia
atât copiii, dar cât și tinerii și toți cei care doresc să facă mișcare în acea zonă a orașului. Și nu numai. Astăzi încercăm cu Direcția de Servicii Edilitare să finalizăm o zonă care o mai aveam la Biserica Armenească, în proximitatea Bisericii Armenești, între blocul 8 și 10, unde am pregătit o zonă de parcare și finalizăm și zona de acces și aplicarea asfaltului în zonă, unde sunt create circa 5-6 locuri de parcare. Astăzi vom finaliza și această intervenție. Continuăm în urma contractării lucrărilor pentru trotuare și refacerea zonei din Dumbrava Roșie. Se montează trotuare atât pe zona principală a străzii, cât și pe zona strada Dumbrava Roșie, care se continuă în spatele spitalului, urmând să finalizăm cu partea dinspre centrul clinic IMC spre Roman Mușat. Ulterior vom interveni și vom finaliza și asfaltarea acestor zone. Tot în zona investițională suntem într-o etapă, spunem noi, aproape de finalizarea contractării cu lucrările din strada Smirodava. Suntem în procedură de achiziție, atât pe cele două loturi care sunt în licitație, partea de străzi și trotuare, partea de construcții, să-i spunem, și partea de instalații, infrastructura de distribuție apă din acea zonă. Avem ofertanți pentru ambele loturi și dacă toate demersurile sunt conform, se desfășoară conform graficului și a reglementărilor legale și nu există, eu știu, contestație sau altceva, putem să finalizăm, să contractăm, să încheiem contractul în luna noiembrie. Pentru că ne apropiem și de perioada rece a anului, serviciul de gestionarea infrastructurii rutiere din cadrul Direcției de Servicii Edilitare a început lucrările de demontare a limitatoarelor de viteză din municipiul Roman, astfel că atunci când va fi nevoie, dacă va trebui să intervenim cu utilaje pentru dezăpezire, să putem să facem acest lucru în condiții bune și de aceea în fiecare an, în perioada premergătoare sezonului rece, facem această operațiune de pregătire. Eu vă mulțumesc dumneavoastră dacă aveți întrebări cu privire la lucrări. Spuneți. Pe final de an, cu toate ordonantele astea și cu, până la urmă, ați creionat o listă cu manifestări care s-ar putea face să se desfășoare. Da. Cert, adică nu o să vedem, dar așa, ce am putea face noi în decembrie? Da. Sigur, așa cum mai spuneam și anterior, va trebui să intervenim cu nouă hotărâre de Consiliul Local. În urma analizei privind sumele care le putem aloca, cred că ne-am putea încadra în să menținem acel eveniment din perioada Crăciunului, Caleașca lui Moș Crăciun, deci care face, am da? Dorit să putem să o menții, să o desfășurăm. Totodată și cu un spectacol de Crăciun, de Revelion, doar că la fel în limita bugetară disponibilă și cu, da, să avem și un foc de artificii și un spectacol care să desfășoare pe perioada circa 3 ore. Iar aici, pentru a putea închide acest necesar de cheltuieli, ar fi necesar sau am gândit, ca și anul trecut, un parteneriat cu o companie care să organizatoare de evenimente care să poată susține o parte importantă din aceste cheltuieli. Un târg de Crăciun care să poată prelua
parte din cheltuielile importante. Și când fără, începe din fără... manifestarea parcursul lunii decembrie, toată sau aproape de Crăciun? Nu, doar în perioada Crăciunului atunci. Va fi târgul de Crăciun, pe 1 decembrie va fi o sărbătoare prelejuită doar de Ziua Națională, fără alte activități conexe, la fel cum și celelalte activități de... care le aveam sau care de obicei făceau parte din programul nostru de activități din luna decembrie. Nunta de aur, Gala Excelenței, toate celelalte activități, din păcate, vor trebui reprogramate, să spunem. Cel puțin reprogramate în acest moment. Asta este situația. Sigur, va fi manifestarea, sigur, cu paradă, cu așa cum a fost în fiecare an, fără o parte de protocol de o cană de vin fiert și tradițională fasole cu ciolan. Deci asta e sigur, pentru că vă dați seama, diminuarea cheltuielilor a fost drastică pentru acest tip de activități și nu numai, astfel încât trebuie să încercăm să creăm totuși anumite evenimente în limita sumelor disponibile, să fie totuși marcate aceste momente care am considerat noi că ar fi mai importante. Atât pentru copii, caleașca lui Moș Crăciun, o așteaptă în fiecare an și atunci credem noi că face e tot posibilul să o menține. Și eu vă mulțumesc. Weekend plăcut.